În urmă cu câteva săptămâni am făcut o colaborare cu Angel de pe canalul Angel Fitness. În caz că nu ai văzut videoul, o să las un link în cutia de descriere. Schimbam câteva vorbe cu el unde spunea că este fan fajita și faptul că aș putea să fac un video cu această rețetă, lucru pe care, în mod evident, l-am și făcut, fiindcă, fără ezitare, este o rețetă bună, delicioasă, ușor de făcut. Fajita este de fapt un preparat cu rădăcini mexicane, foarte consumat și în America. Pe scurt, sunt făcite de carne împreună cu legume tras la tigaie, împachetate în tortilla. Un alt lucru care este de nelipsit în acest preparat este celebra pastă guacamole, așa că te invit cu drag să urmărești cum am pregătit eu fajita mexicană. Primul lucru pe care vreau să-l fac este să pregătesc carnea, o voi tăia și o voi condimenta, în așa fel încât condimentele să aibă un timp de acțiune. Îmi place să curăsc cât mai bine pieptul de pui de grăsime, în așa fel încât finalul să nu aibă de suferit. Așez pieptul de pui într-un bol, în așa fel încât condimentarea să fie cât mai practică. Condimentul vedete pentru acest piept de pui este de fapt chimenul. Se poate folosi și chimen măcinat, însă eu l-am ales pe cel întreg, fiindcă nu va acoperi pieptul de pui în aromă. Următoarele condimente sunt doar sare și piper, nu în ultimul rând, două linguri de ulei de măsline, după care încep să amestec. La orice rețetă de fajita, ardeiul gras nu trebuie să lipsească. 2-3 ardei sunt suficienți, eu am ales să fie culori diferite. I-am spălat, i-am curățat și am tăiat fâșii puțin mai lungi. Acum că am pregătit prima parte a ingredientelor, voi face pasta guacamole. În mod evident, avocado este ingredientul principal, fructul trebuie să fie neapărat moale, așa că trebuie luat asta în considerare atunci când îl cumpărăm. Partea comestibilă se obține destul de ușor, trebuie tăiat în două, înlătura și sâmburele, iar cu ajutorul unei linguri am îndepărtat și coaja. Pentru a ușura munca, am tăiat cublețe. După care va urma un sfert de ceapă împreună cu un cățel de usturoi, la fel trecut cuțitul prin ele. După care am folosit două roșii cherry, un lucru care mie îmi place să-l fac este să îndepărtez coaja de pulpă în așa fel încât pasta să fie cât mai fină. Un lucru autentic în guacamole este aroma de lime. Condimentez doar cu sare, după care mixez foarte bine cu ajutorul unui blender. La final, pasta trebuie să fie fină și omogenă. Într-o tigaie neapărat încinsă, am adăugat pieptul de pui, fără niciun pic de ulei. Am început să amestec doar după un minut, pentru a asigura culoare frumoasă puiului. Puiul a stat undeva la 4 minute pe foc, iar acum voi adăuga și ardeiul. Am amestecat de câteva ori, după care am adăugat un cățel de usturoi tocat mărunt. Boiaua care ai văzut-o mai devreme, probabil undeva la jumătate de lingurițe din fiecare. Am stors și zeama de la cealaltă jumătate de lime, amestec totul foarte bine, iar în acest punct puiul trebuie luat de pe foc. Urmăresc în mod evident ca pieptul de pui să fie pătruns, totodată ardeiul să nu fie foarte moale și să aibă totuși o textură. Am găsit la magazin aceste lipii fără prea mulți conservanți. Lipia nu trebuie încălzită sub nicio formă în cuptorul cu microunde, așa cum minut pentru fiecare parte într-o tigaie încinsă este mai mult decât bine. Imediat după cât timp lipia mai este caldă și flexibilă, am început să adaug treptat ingredientele. Am început cu o lingură jumătate de sos, urmat de pieptul de pui. Împachetarea este foarte simplă, unesc marginile, după care încep să rulez. Variantele pentru fajita, în mod evident, pot să varieze, însă aceasta este doar varianta mea și este preferința mea totodată, o rețetă ușoară și sănătoasă în același timp, care cu siguranță merită să fie pusă la încercare. Sunt Alex Basarabă. Te aștept pe data viitoare!